Aproape 100 de români confirmați cu Omicron, dintre care două treimi sunt vaccinați cu schema completă. Institutul Național de Sănătate Publică informează faptul că până la data de 2 ianuarie au fost confirmate 92 de cazuri cu varianta Omicron în România, dar în schimb nu au fost confirmate decese. Dintre cazurile din focare, pentru două a fost menționat istoric de călătorie contact cu persoană sosită din Spania. 5 cazuri au avut legătură epidemiologică cu caz COVID-19, 32 de cazuri nu au nicio legătură epidemiologică, iar 6 cazuri nu au răspuns apelului telefonic de la DSP. Dintre cele 92 de cazuri confirmate cu varianta Omicron, 63 fuseseră vaccinate, toate cu schemă de vaccinare completă. În săptămâna 27 decembrie 2020, 2 ianuarie 2022. Au fost confirmate 67 de cazuri cu varianta Omicron în România, totalul infectărilor ajungând la 92. Institutul Național de Sănătate Publică menționează însă că unul dintre criteriile de selecție a cazurilor de COVID-19 pentru secvențiere este vaccinarea, așa încât proporția de cazuri vaccinate din totalul de cazuri confirmate cu varianta Omicron nu reflectă situația din populația generală, ci dintr-un grup selectat.